Și din nou atacul sibienilor. De această dată Dumitriu, șutul este și e penalti, e penalti, e penalti pentru Sibiu în minutul 83. Ce fază, să revedem. Să revedem această... această fază. Pașcanu se întoarce, se ferește, mingea îl lovește însă în braț. Brațul este depărtat de corp. Pașcanu vede și cartonașul galben, pentru că asta e regula atunci când oprești, când oprești un șut la poartă cu mâna, este și cartonaș galben. Jesus Fernandez, spuneam, n-a jucat foarte mult în campionat, dar a jucat în schimb în acel meci cu Botoșanul din cupă, a avut, să spunem, experiența penaltiurilor. Șansă pentru Sibien de a egala cu 5 minute înainte de final. Execută Petrișor Petrescu. Petrișor Petrescu înscrie 1-1. Avantajul CFR-ului este anulat aproape imediat. Sibiul, care s-a apărat timp de aproape 80 de minute, iată, un cadou făcut de CFR, se ferește Pașcanu, dar mingea îl lovește în mână, are, rămâne depărtată de corp. N-a fost, să spunem, o execuție super tehnică a lui Petrișor Petrescu, dar iată, așa e fotbalul. Iar Sibiul are în buzunar un punct acum cu campioana României. Să vedem dacă va mai rezista însă vreo 8 cu tot cu prelungiri.